Sunt Paolo Lagana, am 27 de ani, sunt din Italia și sunt homosexual. O persoană homosexuală este o persoană ca oricine. Este o persoană, în primul rând. O persoană care se îndrăgostește, care este și atras fizic, de o persoană de același sex. Iar o persoană homosexuală nu este un alien, un fel de legume sau, nu știu, un monstru sau un om bolnav. O persoană homosexuală este o persoană normală. M-a dat seama că sunt homosexual pe la 13-14 ani, exact ca orice altă persoană, în momentul în care descoperi sexualitatea ta și te simți atras de altcineva. Bine, eu am simțit că eram atras de bărbați. Sigur, înainte să fac acest pas de coming out, care pentru mine a fost destul de repede, a fost puțină teama. Am crescut într-un oraș mic de provincia și mi-era frică să fiu judecată de ceilalți, mi-era frică să nu mai am prieteni în jurul meu. Bine, m-a dat seama că de fapt acele persoane nu erau așa de buni prieteni și nu trebuia să-mi fie frică să pierd pe cineva care, dacă cineva este cu adevărat prietenul tău, Înțelege cine ești tu cu adevărat. Dacă nu înțelege, înseamnă că nu a fost un prieten așa de bun. Un prieten te acceptă indiferent de sexualitatea pe care l-ai. Coming out-ul meu a fost ceva destul de natural, să zicem. Au fost câțiva prieteni deja pe la 14-15 ani care au știut despre mine. Prietenii care m-am simțit foarte... care am simțit foarte apropiat la mine. Cu mama a fost pe la 16 ani și a fost o fază foarte amuzantă. Eram în mașină împreună și ea pur și simplu m-a întrebat dacă am prietena și am zis nu. Și m-a întrebat de ce ești homosexual și am zis da. Și era aproape, facea un accident cu mașina. Bine, n-am vorbit vreo 2 zile, dar după aia am început un dialog cu ea, am început să explic, n-am ascuns niciodată relațiile mele, am vorbit tot timpul cu mama despre oamenii care frecventă, despre alți prieteni homosexuali, despre iubirea mea. Acum ne acceptam reciproc, 100%. O să spun că am avut noroc și la școală am fost acceptat, am fost destul de acceptat, mai ales când am fost la liceu și eram clar 3 persoane homosexuale în clasa mea și toată lumea știa, colegii, profesorii, deci a fost ok din punctul ăsta de vedere, m-am simțit norocos. Cred că deschiderea este deschiderea către celălalt. Ca persoană homosexuală este deja un ceva important, un avantaj. Să fii acceptat, trebuie să explici oamenilor, trebuie să fii tu deschis în primul rând. Deci cred că asta, despre asta e vorba coming out, este vorba de a fi ceea ce ești tu, fără să-ți fie tema și ușor, ușor, step by step, oamenii înțeleg adevărul despre tine. În afară de orientarea mea sexuală, sunt un om ca ceilalți om, am pasiunile mele. Orientarea sexuală nu definește omul în totalitatea. Eu fac exact ceea ce fac și ceilalți. În plus, fac ceea ce simt eu personal, care mă definește ca artist. Simt nevoile să mă exprim. În rest am prietenii. Îmi place să stau cu ei, îmi place să călătoresc, să cunosc oamenii și să mă bucur de viața. Am și pasiunea asta pentru film și acum
clar simt nevoie să, să exprim și partea asta. Am multe idei, am multe idei. Ceea ce aș vrea să spun oamenilor de vârsta, oamenilor foarte tineri, este bine, să nu fie frică, sau și dacă e frica, tot va fi bine. Trebuie trăit poate și frica asta la un moment dat, dar trebuie depășită și trebuie să aveți curajul. Încet, încet lucrurile se va schimba și sunt sigur că, că și pentru voi va fi bine.